Ce facem, băieți? Se termină campania și nu facem și noi măcar o inaugurare? Măcar un kilometru acolo, simbolic? Sacrificăm și noi niște pangliși mici? Pentru zilele astea era programat lotul Orăștie-Sibiu. 22 de kilometri, mă, ar fi fost o lovitură, doar vorbim de Sibiu, nu? Sibiu, hello! Constructorii lucrează non-stop pe tronsonul de autostradă între Cunța, județul Alba și Săliște, județul Sibiu, pentru a fi deschisă circulației înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale. Tronsonul respectiv trebuia finalizat în urmă cu un an și jumătate. Uite-mă că e aproape miercuri și n-am auzit încă nimic oficial, că în rest anul ăsta va fi cam mort din punct de vedere al inaugurărilor. Oficial, până în decembrie ar trebui să mai deschidem 563 de kilometri de auto... A, nu, stați mă, a mutat cineva o virgulă. Puh, bată-vă norocul. Așa, mă scuzați, 56,3 km de autostradă. Vreo 28,2 pe la Arad, 6 la Timișoara-Lugoj și lotul ăsta de la Sibiu despre care tocmai vorbirăm. Asta oficial. Oficial merge bine. Neoficial însă ne merge foarte rău. Reporterii Digi24 au aflat că bucata de la Timișoara s-a rezolvat. Nu se mai face anul ăsta. Potrivit autorităților, anul acesta ar trebui deschis circulației 6 km din tronsonul de autostradă Timișoara-Lugoj. În realitate, însă, acest lucru nu se va întâmpla, o spune chiar constructorul. Sunt, de fapt, niște probleme tehnice, să zicem. Am înțeles. Care nu asigur că va fi rezolvat. Intenția, da. Bine. Am făcut cam 5-4 km și... Bun așa, a dat italianul din casă, bă, a zis că nu e sigur, a uitat că e campanie și trebuie să depășească planul. E, și uite, așa ajung unde voiam eu să ajung de fapt, la estimările CNADNR pentru anul viitor. Bă, țineți-vă de scaune, puneți-vă centura că e pericol, fiți atenți. Zine, mă! Wow! 17 kilometri de autostradă, mă. 17. Atâta vom inaugura la anul. Bun, ProTV-ul ține cu lupul, e antiguvern, dar sunt date furnizate de CNADNR, nu par scoase din burta vreunui ziarist. Așadar, avem așa: 116 km în 2013, 56 în 2014 și ăștia cu semnul întrebării și 17 km în 2015. Deci, dacă facem o socoteală, în 2016, dacă păstrăm ritmul ăsta nebun, va trebui să inaugurăm vreo 4 km. Apoi e bine, mă, 4 km, e un target optimist. Mi-era să nu dea naibii cu minus, adică să demolăm vreo bucată de autostradă. Parcă îi vedeam pe ăștia cu discursurile. Doamnelor și domnilor, am reușit să demolăm mai mult decât era planificat. Rușine guvernelor anterioare, jos Băsescu! A, nu mai e Băsescu? Lasă, mă, rușine, oricum!